celor de la Gaz Metan, o minge întoarsă și un șut puternic care se duce peste poarta lui Pesania. Un brazilian l-a pus la încercare pe brazilianul Pesania. Iată șutul lui Elton care s-a dus ca o rachetă peste poarta capitanului de la Petrolul. Încă o dată execuția lui Elton nu a trecut mult peste poarta lui Pesania. Da, Elton a arătat aici că are un șut bun, o execuție interesantă care l-a pus la grea încercare pe Pesania. Era pericol dacă mingea era cadrată pe spațiul porții.